Dargeam la sfârșit și de obicei Mitran venea pe jos. Eu aș face video chat. Bă, chiar vreau să te întreb. Bă, cum ar fi să te trezești acum că vine una care zice că ăsta e copilul tău și îți face test? E cea mai mare panica mea. Nu există panică mai mare decât asta. Există panică de șerpi și de asta. Hai bă, că șerpii totuși mai e rău, mai treci cu ei, dar cum da. Mai omori. Eu v-am zis, m-am uitat la emisiunea asta la început, când mâncați carne de ele, când era mișto. Și... da, pe... Da. Și așa. M-am distrat și v-a stricat, când ați început să aveți invitat, v-a stricat, da, efectiv, da, s-a dus totul bun. Hei, salutare, bine ați venit la o nouă emisiune, la un nou episod din Șef la Furculițe. Și care-s numele noastre? Numele voastre, aveți nume de... Șef, avem nume de șef. Șef, da. Și șef. Ok, ok. Bănuiește. Tu ești șef Escargot. Bravo. Și Florian este șef Florian. Și tu ce șef vrei să fii? Aș vrea să fiu șef al ragu. A, îți place ragu? Nu cred, nu știu, dar îmi place cum sună. Vreau să și îți mulțumim că ai insistat să vii. Să vii. Da. O să dai share? Bineînțeles. Ah, ok, mulțumesc. Primul lucru când deodată ești celebru și ești, sunt celebru, trebuie să mă uit un pic înapoi la ce am făcut. Da, acum o să uite oameni la televizor, o să stai cu familia lor și zice, era f***o băiatul ăsta. Exact. Ce a fost? No. Na, la final a plâns. Sunt oameni care zic asta, na, despre Smiley, despre Iohannis, probabil. Ce? Adică ce femei crezi că s-a culcat Iohannis? Înainte de Carmen? Toate din meditație. Iohannis te aștepta. Bă, deci am comandat de la restaurantul Yolk. Crezi că o să-ți placă astea de la Yolk? Da, îmi plac ouăle foarte mult. Zici că poți să mănânci orice și ai zis să te surprindem și am zis, bă, ce sună cel mai bine lângă numele Mirica? Ciorani? Carcalete. Și am luat carcalete. Fun fact, carcalete este o chestie, când te duci la bufet, la bar, la cârciumă, la țară, așa. Oamenii au diferite denumiri pentru ce beau acolo. De exemplu, Costică, tovarășul meu, vreau și o piscină. Ce înseamnă o piscină? O piscină este un pahar de la de 200 de mililitri, plin ochi cu săniuța. Carcalete. Carcalete ce? Există și carcalete. Este o țuică, o vodcă, combinată cu un coniac, dacă nu mă înșel. Red Bull-ul, da. Zilierului. E holmai carcalete. Da. Bă, deci am luat așa, carcalete telemea oaie, carcalete cu ou de prepeliță și carcalete cu slănină. Și avem așa, cartof air fryer. Și noi. Da. O free range. Free range înseamnă găini care nu poți să le prinzi. Găini maidaneze, da. Bă, sunt găini care se pot duce dracu, adică nu le mai găsești. Da, okay. Da. Dar ele aleg să fie... Să stea aproape, da, să-ți dați ouăle. Sunt ca Leonid ăsta, chirurgul care merge cu metrou, știi? El putea să opereze pe creier în Anglia, în Franța, dar el a lăsat să stea aici, să fie free range aici în România. Așa sunt și găinile astea. Telemea vacă / oaie. La mine oaie. Asta am și eu, da. Eu am doar oaie. Slănină de mangalița. Porcul ăla bun. Da. Scump premium. Da. Și care știu, adică mă gândesc dacă e premium, poate n-are atât de multă, poate e mai greu să găsești slănina la mangalița, știi? Da. Bă, cred că e mușchi. Da. Da, e Dorian. Calitate, da. Calitate. Da. Arată bine. Cred că s-au zgârcit un pic cu slănina, dar și de mangalița. Bă, tu gândește că noi n-avem. Dar care e prepeliță? Că văd că mai e un albuș acolo de ceva. Sunt pai. Sau, nu știu, asta o fi. Din avion. Am niște copii mici aici jos care fac cu mâna. Trec elicoptere pe deasupra ta și e... Așa. Apașul. Ia uite cum vine apașul. Și înainte să mâncăm, trebuie să facem o rugăciune. Dacă încep să clipească becurile de la noi. Doamne, îți mulțumim pentru această masă și pentru această voie bună, pentru sănătate, pentru prietenie și pentru tot ceea ce ne înconjoară, mai puțin cancerul la copii. Mulțumim. Oh, avem vin, ca la pomană. Într-o sticlă de plastic. Cantitate un pic mai mare decât i-am obișnuit pe fanii noștri. Poftă mare și la mulți ani și ne bucurăm că ne urmăriți în această zi. Aoleu, Doamne. Aha, ceva. Foarte atent, să iei prima furculiță cu de toate. O să iau, da, o să încerc să iau cu de toate, și cu albuș și cu gălbenuș și cu toate. 3, 2. Bă, deci o mâncare pe care o făceam când eram mic la țară. Bă, mâncare de-o făceam în 10 minute aici, în bucătărie. Bă, prepelița, nicio diferență față de ouăle. Eu mănânc ouă în fiecare zi. Câte ouă mai ai în frigider? 20, 30, mai zic. Zic că vrei să pleci cu niște ouă, ai ouă? Am ouă, da. Și mănânc ouă aproape zilnic. Când ți-a dat ție cecul și a trebuit să pui speech-ul. Apropo, ce ai zis în speech? Nu mai știu. Cine își pregătește un speech? Eu. eu am speech deja și n-am participat. Bă, știi ce vreau să te rog, dar nu știu dacă îmi permit.
Am permis. Cum permis o? Aș vrea și eu în ăsta offline. Cartofii mi se par un pic nefăcuți la voi. La modul îi vreau mai prăjiți. Păi da, dar sunt la air fryer. Gen, îi bagi într-un bol ca în microunde și aerul cald îi coace. Deci sunt De limanul 149,99, chiar acum sunați acum pentru un air fryer. Te-ai săturat să vezi ulei în toată casa? Lui Chevra Misu îi place foarte mult well done. Well done. Și îl înțeleg că nu sunt picari și crocanți. Zici tu că nu sunt cartofi naturali? Noi? Nu, par congelat. Nu par congelat. Nu par, tăiați. Secretele vedetelor. Noi avem o rubrică secretele vedetelor. Așa, am un mare secret pe care nu pot să-l dau la live. Așa. Live? Păi hai că oprim camerele. Ce vedete ai cunoscut până acum? Da. Așa, dă niște exemple top. Ce mai cunoscut care ai avut palma? Prințul Cristea. Cum ales tu? Boza cu penisul lui Capri din Libertatea. Și când îi trimitea pozele lui Bianca. Prințul Cristea a oprit mașina să alimenteze. Ce mașină? Avea un Mercedes, nu mă pricep la mașini, dar eu așa ca Capri am zis, bă, Mercedes l-ai văzut? Ce mașină? Neagră! Eu nu mai pot. Ăștia rău că sunteți... e la pachet. Închizi și eu e la pachet. Avem un match pentru acest weekend. Avem derby. Cote imense la Victoria United sau egal. United Liverpool. Și Liverpool 1-55. Mai e Ronaldo la United? Desigur. O să joace match-ul ăsta. O să joace? Da. Păi după ăsta pleacă. Eu merg tu pe X. Cotă bună. 4-70. Da, să merg și eu pe X. Ce cotă bună. Eu merg pe 1. Probabil o să fie 0-4 scorul. Probabil, da. 0-4-0-6. Trecem la rubrica mult așteptată. Notele ediției. Stam și un negru un pic ca să modific numele aici. De ce? Că nu mă cheamă mie, că sunt al Ragu. Aspect, n-arată așa... Nu. N-arată wow, n-arată fine dining. Wow. Că vine dar, și în cutie. Nu e dar în același timp te trimite un pic așa, și vizual, neapărat la gust, doar vizual te trimite un pic la bunica ta. Pentru nostalgie o să-i dau la aspect un 8. Dimensiune. Am mâncat și am... Nu, asta e dimensiunea penisului invitatului. Ok. De la 1 la 10. De la 1 la 10 câți centimetri? 23, ok, bun. Bă, e bun. La dimensiunea carcaletului care a fost? Cum ți se pare? A fost ok, dar nu prea mult. Prima furculiță a fost extraordinară. M-a surprins șunca de mangalița. Presărată peste. Serea la Antena 1. Presărată, da. Dau 10, este nota profesorului și era și gustoasă, dar o să-i dau un 9. A fost bun, mie mi-a plăcut. Aș mai mânca. Da, mă, nu, și mie mi-a plăcut. Carcalete aș mai mânca. Tocmai ideea asta de cartofi cu brânză rasă îmi place super mult. Bă, am avut așa, nu știu cât o ați avut voi, dar... Nu prea, preferiți ceramică. Foarte, da. Și are și ouăle micuțe. Foarte și... puțin ou, da. Da. Era free range prepelița? Sau? Da, era free range, dar... Prepelița n-are cum să fie altceva. Nu, e dat... Eu n-am văzut pe nimeni să țină prepelițe. Pur și simplu decid prepelițe să stea pe lângă casa. Știți că exista jocul ăla pe calculatora cu 20 de ani? Prepelix. Prepelix. Nu știți prepelix, de care trebuia să te plimbi așa printr-o pădure 2D și mai apărea câte o prepeliță așa pe după copac sau să te un copac și trebuia să le omori. De la contabilitate. Hai, poți să-i răspunzi. Da, poți să-i răspunzi și da. Oprim. Alo? Alo. Tot apelul se rămâne pe Patreon, mulțumim foarte mult. Ține de foame. Uite, acum parcă aș mai mânca un pic, dar nu mai pot eu să mestec. Nu o să-i dau... Ca știu cum este sățioasă, o să-i dau un 7. Preț! O să-i dau 10 că n-am plătit nimic. Deci 26 la cu slănină. Da. 27 la cu prepeliță și 20 la cu telemea de oaie. Totuși nu mai găsești multe chestii la 20 de lei. Am mâncat carcalete și ne-a plăcut de 76 de puncte. Comentariul săptămânii vine de la Denis Raul care spune așa: secțiunea de comentariul săptămânii merita să apară în episodul ăsta cum merită Maguire banderola la Man United. Aș vrea să aflu cu cine mai concurez pentru cel mai râvnit celibatar din România. Lăsați în comentarii cine credeți voi că este cel mai râvnit. Cine este un celibatar pe care să pui laba? Cea Marius. Faci respect, cu Marius. Respect. Marius Sabina e acolo la social media. Avem echipă. Avem multă echipă. Irina Rime și toți oamenii din echipa ei sunt aici în spate de asemenea. Da. Deci hai să oprim filmarea să ne cânte Irina. Asta a fost emisiunea. Îi mulțumim foarte mult lui Sergiu Mirică care a ales să dea aici singurul interviu de după câștigarea Stand Up Revolution și să clarifice practic nelămuririle pe care le aveau și bârfele din piață. Și bârfele din piață. E un prieten drag al emisiunii. Îi dorim multă Îi dorim... Ne face plăcere de fiecare dată când este invitat. De fiecare când trece pe la noi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!
A doua întrebare, ai penisul mai mare ca el? Ce? Asta e, să fii fericit. Bă, măcar tău, da. Lasă banii, lasă, să fii fericit, bă, să fii sănătos. Hai să oprim. Un pic, un pic. Aia, gata. Mamă, ce mult e. Aolo. Să dai pe toată în cap. Am făcut piscină. Aolo. A sfințit carcaletele. I-a făcut botezul la carcalete. Gata, gata, mulțumesc mult. Deci cum a fost ziua aia? Ziua fatidică. Bă, și acum mi-aduc aminte. Bă, mi-ai că știi, nu? Da. Povestește un pic? Nu. Mersi mult. Tu ești mai pe val decât Asteca în momentul ăsta. Eu... De ce să-l chemăm pe Asteca când ești tu pe val? Exact. Mirică e numele. Gata să înumere sumele. Nu uitați să ne dați 100 de like-uri ca să facem următorul clip, altfel nu mai iese. Până data viitoare, voi să fiți sănătoși și noi să avem ce pune pe mesă.